Bun găsit tuturor, din acest moment suntem în direct cu sunet și imagine pe interviuri.europa.fm.ro Bun venit la interviurile Europa FM, domnule Claus Iohannis Tocmai mi-ați mărturisit înainte de începerea interviului că nu a fost visul dumneavoastră din totdeauna să ajungeți președinte al României V-aș întreba pentru început cum v-ați hotărât să candidați și uh, ce v-a determinat Sărbuna și bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră este o întrebare pe care mi-o pun, fiindcă mi este pusă de multe vreme, încă începând de prin 2004, jurnaliști mă întreabă în diferite conferințe de presă dacă vreau să candidez la președinția României, dacă voi candida, când voi candida, și cu siguranță lumea a fost interesată de acest aspect, au vrut să afle dacă există un potențial de candidat la mine. Nu am dorit acest lucru, nu am candidat, însă în această vară situația a devenit foarte curioasă după ce fostul președinte Crina Antonescu s-a retras din poziția de candidat și de la conducerea partidului. Și atunci a trebuit să-mi pun la modul foarte, foarte serios problema dacă voi candida sau nu voi candida la președinția României. Atunci m-am hotărât să încerc să devin candidatul atunci al Partidului Național Liberal. Între timp, iată, am devenit și candidatul Partidului Național Liberal, dar și candidatul dreptei și candidez acum pentru. Alianța Creștin-Liberală. Dar nu e curios că s-au gândit alții înaintea dumneavoastră să, că veți putea ajunge președinte al României? Cred că este un avantaj pentru mine dacă au fost oameni care s-au gândit și înainte de această fază la o posibilă candidatură pe care aș putea să o înaintez. Este un lucru bun pentru un politician, după părerea mea. Dacă este întrebat, dacă vrea să candideze la președinție, înseamnă că are oarecare notorietate și un grad rezonabil de acceptabilitate sau de favorabilitate. Sunteți deja uh, prin țară, umblați mult în ultimele săptămâni. Ce impresie v-au făcut uh, oamenii? Am umblat, într-adevăr, în, în, în ultimele săptămâni, în precampanie electorală, prin foarte multe locuri. Deja am vizitat mai mult de jumătate din județele țării. Am avut peste tot întâlniri cu, cu activul de partid, cu filialele și din PNL și din PDL, dar și cu simpatizanți care au dorit să vină la acele întâlniri. M-am întâlnit, sigur, în drum, spre sală sau la conferințe de presă cu simple alegător cu jurnaliști, cu foarte multă lume. Peste tot, am fost foarte bine primit. Trebuie să spun acest lucru și le mulțumesc de tuturor. Dar în țară, la, în sate, în... Unde am umblat, am fost foarte bine primit, inclusiv de oamenii care s-au aflat pur întâmplător acolo, într-o piață prin care am trecut în drum spre sală, pe un bulevard pe unde am trecut în drum spre teatrul unde s-au ținut adunările. Asta este impresia mea și, sigur, rămâne să mi-o confirme rezultatul alegerilor, dar am fost realmente, sunt impresionat de deschiderea oamenilor față de mine și de faptul că ei vin cu deschidere și mă întreabă cum va fi dacă voi îmbunătăți situația și alte întrebări care sunt absolut naturale pentru un candidat la președinție. Vă reamintesc că ne puteți urmări în direct pe internet la adresa interviuri.europa.fm.ro Dacă doriți să-i adresați întrebări candidatului Alianței Creștini Liberale, o puteți face pe Facebook sau Twitter folosind hashtagul interviuri.europa.fm.ro Mini pauza. Noi continuăm interviul în direct pe internet. Domnule Iohannis, ați declarat în urmă cu aproape trei săptămâni că ACL, alianța formată din PNL și PDL, va face sondaje periodic care să măsoare performanțele candidaților din două în două săptămâni. Ce s-a întâmplat în ultima perioadă? Ce spun ultimele sondaje? Ultimele sondaje, chiar ieri am primit rezultatul unui sondaj, arată că se consolidează poziția mea și se slăbește poziția primului ministru Ponta. Este un rezultat excelent pentru mine. Să nu ne imaginăm acum că vorbim de schimbări fundamentale. Nu, însă poziția mea de 30, peste 30% se consolidează pe zi ce trece. Și poziția primului ministru Victor Ponta tot la 30 și ceva la sută, se consolidează în jos. Deja Pentru că este ultimele sondaje de arătau de... diferență de de 10%. Nu, acea diferență nu se mai confirmă cel puțin în sondajul meu acum, sigur. Sondaje comandate de PNL. Sondaj comandat de noi, de Alianța creștin-liberală. Probabil alții fac alte sondaje și este posibil să vină cu alte rezultate. Acesta l-am văzut în acest institut, am încredere și sunt convins că aceste rezultate sunt pe bune. Este... Deci, con concret, diferența, ziceți că este de câte procente? Diferența deja se apropie sensibil de 5%. Pe, dacă vă amintiți, când am pornit în, campanie, în campania preelectorală, mi-am anunțat candidatura S-a pornit de la uh, ipoteza că și Victor Ponta va candida. Între noi a fost o diferență de 10% sau peste, care de la sondaj la sondaj, de la săptămână la săptămână, se diminuează. Dacă am pornit de la 10%, iată că ne apropiem sensibil de o diferență mică de 5%. Este un lucru foarte bun pentru mine și pentru Alianța Creștin-Liberală. Veți face publice aceste sondaje? deocamdată sondajele pe care le avem sunt destinate strategilor noștri care vor lucra cu ele, vor rafina mesajele și așa mai departe care cum se sfătuiesc? lucrează în uh, campanie electorală, mă sfătuiesc să fac o campanie bună, ceea ce sper să și fac adică concret vă sfătuiesc să vorbiți <laughs> mai degrabă cu electoratul de stânga, vă întreb lucrul ăsta pentru că v-ați întors din Moldova unde populația votează în bună parte de, de regulă cu, cu uh, PSD în sud. Ce vă da, sfătuiesc să abordați acest tip de electorat? Nu este bine să să dăm informații din bucătărie, cum se spune, dar vă invit să urmăriți campania mea și veți vedea atunci care este abordarea. Dar un lucru pot să vă spun ca să nu rămână așa un fel de răsfu refuz de răspuns. Campania mea se îndreaptă în bună măsură către tineri. Sunt, sunt grupul Favorit al meu, deci grupul de tineri 20-45 de ani sau chiar care votează prima dată, aceștia sunt oamenii, sunt alegătorii pe care vreau să-i ating prin campanie, vreau să-i ating la modul pozitiv, sper să îi conving pe mulți dintre ei să vină la alegeri, este un grup țintă care de multe ori a stat destul de departe de aceste alegeri, este păcat fiindcă ei sunt viitorul țării și ar fi bine, dacă nu chiar obligatoriu, să contribuie efectiv și prin votul lor la desenarea viitorului lor. Cât la sută din electorat reprezintă acest public? Acest public reprezintă destul de mult. Uh, reprezintă undeva la 20% din total electorat, dar până acum a reprezentat foarte puțin din cei care au venit să voteze. Cum îi convingeți? Le promiteți ce? Eu nu vreau să conving prin promisiuni, eu vreau să conving prin felul meu de a face politică și uh, arătând cum văd eu politica în România. Eu am spus-o de la început și o repet, vreau să schimb felul în care se face politică în România. Vreau politică cu mai puțin spectacol, mai puțină gălăgie sterilă, mai multe soluții, mai multă aplecare asupra problemelor țării. Asta sigur nu înseamnă că vreau să mă închid într-o cămăruță să nu mă vadă nimeni, nu, deci nu vreau să fiu greșit înțeles, dar vreau să scot din politică acel spectacol inutil și să introduc mult mai multă sobrietate, mai multă seriozitate, în special în instituția prezidențială. Vă referiți la Treambăsescu, la spectacolul? Mă pe care refer pletim. la spectacolul care, în general, a fost vizibil pe ecranele televiziunilor, mai ales și cred că toată lumea este de acord. Nu așa trebuie să se conducă țara. Cum vrem să avem rezultate bune dacă președintele țării și primul. Treaba națiunii să se uite la televizor cum se ceartă președintele și primul ministru în fața lor. Este treaba președintelui și a primului ministru chiar dacă au poziții doctrinare diferite să colaboreze, atenție, nu să coabiteze, să colaboreze pentru rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm. Și sunt nenumărate probleme cu care ne confruntăm și care pot fi rezolvate mai bine dacă lucrează împreună decât dacă lucrează unul împotriva celuilalt. Au apărut diferite speculații care spun că uh, este posibil ca, de fapt, Traian Băsescu să-l susțină pe Victor Ponta și să nu fie o dispută autentică. Credeți că este posibil așa ceva? Există foarte multe scenarii, am auzit și eu câteva. Nu am, nu am un aparat informativ care îmi spune că este așa sau este altfel, nici nu mă interesează în fond foarte tare. Cum nici pe român nu interesează foarte tare care sunt jocurile de culise. Oamenii vor să vadă soluții. Eu vreau să văd soluții și eu vreau să induc soluții. De aceea cred că mă potrivesc foarte bine cu electoratul. Vrem aceleași lucruri. Vrem să terminăm cu circul și vrem să ne apucăm de treabă. Dar vedeți că președintele încă influențează scena politică. Și v-aș întreba acum care credeți că va fi rolul președintelui până la finalizarea mandatului, dar în această campanie electorală. Rolul președintelui în funcțiune este important și va rămâne important până în ultima zi a mandatului. În campanie, adică credeți că va putea influența decisiv uh, Așa rezultatele cum îl alegerilor. cunoaștem cu toții pe președintele Băsescu, el va intra în joc. Nu, nu avem aici niciun motiv să credem că se întâmplă altceva. Speranța mea este că președintele Băsescu să vadă că acest joc. Poate să aibă două soluții, un președinte de stânga, probabil Victor Ponta, care ar da toată puterea socialiștilor și cred că este greșit și putem să avem un președinte de dreapta care aș putea să fiu eu, care în această etapă aduce o contrapondere atât de necesară PSD-ului și în perspectivă aduce o guvernare de dreapta pentru 10 ani care chiar poate să rezolve multe, multe probleme pe care le avem noi românii. Ce s-a întâmplat între dumneavoastră și președintele Traian Băsescu de nu vă mai susține? Spun asta pentru că, după ce în 2009 a refuzat să, să vă accepte ca, ca premier, după ce a fost nominalizat, a spus președintele, în urma unei decizii la Grifco atunci, uh, anul trecut a spus că ar prefera să lucreze cu dumneavoastră ca ministru de interne, mai ales că uh, pă, sunteți de nie germană, cunoașteți foarte bine aceste probleme, vorbesc de problema Schengen și ar prefera să lucreze cu dumneavoastră. De, da. de ce nu vă mai susține și de ce credeți că are alte opțiuni? Nu știu dacă are opt, alte opțiuni și nu știu dacă mă va susține sau nu. Cel puțin în ultimele luni de zile au fost destule declarații ale președintelui Băsescu care a spus că m-ar susține. Nu neapărat au fost motivațiile cele care mi-ar fi plăcut mie, dar independent de asta, este o situație care nu trebuie tratată emoțional. Din 2008, începând, relația noastră s-a răcit. În 2009 este evident că s-a răcit de tot când am fost propus uh, pentru postul de prim-ministru cu o majoritate de peste 60% în Parlament și președintele a avut altă opțiune. Dacă atunci mi-a dat de înțeles clar că nu dorește cu mine, eu am înțeles mesajul ca atare și l-am luat de bună consecința a fost că nu am mai discutat împreună, dar nu trebuie citită într-o notă emoțională. Și am spus-o de nenumărate ori cu ocazia fuzionării partidelor PNL-PDL, cu ocazia candidaturii. Eu nu fac lucruri în politică anti-Băsescu, cum nu fac lucruri în politică pro-Băsescu. După părerea mea, Băsescu este o parte din istoria noastră recentă, dar istorie, nu viitor. Eu vreau să Particip la proiecte politice pentru viitor, pentru viitorul României, învățând, sigur, din trecut, învățând și din trecutul recent. Dar acest trecut recent nu este conținut în proiectul meu politic pentru România următorilor 10 ani. Sunt voci care spun că uh, sunt oameni, atât în PNL, dar mai ales în PDL, care nu vă susțin 100%. Uh, V-aș întreba dacă simțiți că sunt rezerve, mai ales la PDL, și am constatat că, de exemplu, nu aveți 100% sprijinul tuturor foștilor colegi. Mă refer aici la domnul Crina Antonescu, care nu a participat la mitigul de lansare, nu l-am observat, nu-l vedem cu dumneavoastră în campanie. Da, uh, cu siguranță sunt colegi care uh, poate. Nu sunt încă 100% convins de această campanie, dar toți mă susțin aici. Îmi cer scuze dacă am uh, altă opinie. Doar intensitatea susținerii este poate uh, nu chiar 100%, poate este 90% și trebuie să mai lucrăm aici. Dar este natural așa. Atât PNL-ul cât și PDL-ul sunt partide care s-au reformat. Noi avem o democrație internă în partid. Și cred că ar fi fost de-a dreptul curios dacă toată lumea ar fi avut 100% aceeași opinie în toate problemele. Nu cred că într-o structură democratică este posibil ca 100% să fie de aceeași părere în orice chestiune se discută. Și atunci mi se pare normal că sunt oameni care vin cu anumite păreri, vor să se abordeze anumite chestiuni poate altfel vor să contribuie într-un fel la campanie, vor să se implice într-un fel poate altfel decât vede, -ați discutat vede conducerea campaniei. De exemplu, campaniei. cu domnul Crin Antonescu. Discut și eu, discută și staful meu. Este o echipă de campanie destul de mare și mulți dintre ei au uh, această sarcină. Să discute cu activul de partid. Nu pot să discut eu cu fiecare în Dar parte. Dar cu domnul Crin Antonescu, de, de ce nu vă susține mergând pur și simplu cu dumneavoastră în campanie? Domnul Crin Antonescu a avut o perioadă extrem de dificilă. Trebuie să o vedem așa și să, o, să luăm situația uh, așa cum... Uh, putem să o înțelegem foarte ușor. Domnul Crin Antonescu a fost candidat la președinție, candidat sigur din partea USL-ului, a fost președintele PNL-ului. Nu mai este nici președintele PNL-ului, nu mai este nici candidat. Eu înțeleg că îi vine greu să accepte această situație. Probabil din acest motiv domnia sa este plecată în concediu, nu-i niciun fel de problemă, și contez pe el când se întoarce din concediu în campania electorală, fiindcă tot ce știu despre Crin Antonescu este că e loial Partidului Național Liberal. A fost coinițiator și a fost alături de cele două partide când s-a început discuția pe fuziune. Nu văd niciun motiv pentru care în final ar sta deoparte și nu ar sprijini candidatul Alianței Creștini Liberale. Dar v-a promis că va merge cu dumneavoastră în campanie? Nu am avut încă ocazia în ultimele zile să discutăm aceste lucruri, nici nu cred că este foarte important să vină fizic în campanie. Important este să susțină campania, să vină alături de noi și să se știe acest lucru. Vă confruntați și cu plecări, și nu sunt puține din PNL. Aveți parlamentari, dacă am numărat eu bine, numai puțin de opt, tocmai au părăsit PNL, grupul din Parlament. Și asta vă, vă, vă poate încurca, mai ales că reprezintă totuși sute de mii de alegători. Da, doar aparent reprezintă sute de mii de alegători, fiindcă mulți din colegii noștri care ne-au părăsit au dovedit prin asta că, de fapt, ei n-au reprezentat foarte bine Partidul Național Liberal și n-au reprezentat foarte bine pe cei care i-au ales. Dar Înțeleg este că nu o problemă ați vrut care... să negociați cu ei? Nu ați încercat să-i convinge să nu plece? Părerea mea este că dacă cineva într-o echipă și într-o fază grea, cum este o campanie prezidențială, nu este implicat chiar 100%, trebuie să i se lase opțiunea să plece decât să încurce lucrurile. Riscul este întotdeauna dacă cineva e ținut, în ghilimele, cu forța, mai mult să încurce decât să ajute. Nu ne place că pleacă colegii. Clar că nu ne place, nu îmi place. Dar nici nu ne îngrijorează peste măsură, fiindcă noi ne, noi ne pregătim acum ca să vorbesc poate în termen militar, ne pregătim pentru bătălia decisivă. Or, o armată care se pregătește pentru bătălia decisivă este avantajată dacă înainte de bătălie scoate verigile slabe din interior, este exact lucrul care se întâmplă. Este regretabil că acești colegi au ajuns în poziția să reprezinte PNL, cu toate că nu sunt chiar convinși de PNL sau de PDL. Aceste lucruri apar întotdeauna când se schimbă raporturile de putere. A fost USL la putere, multora le-a convenit, au fost la putere, s-au simțit extrem de confortabil acolo, acum sunt în opoziție. Și se vede cine a vrut să reprezinte PNL-ul și a rămas, și cine a vrut să vină mai degrabă, într-o expresie colocvială, la Ciolan. Și dacă Ciolanul s-a mutat din curte, se mută și ei din curte, mergând după el. E regretabil, e păcat, dar aceste lucruri s-au întâmplat de fiecare dată când uh, au avut uh, loc schimbări din coaliția de guvernare. Deci înțeleg că nu sunteți dispus să faceți astfel de compromisuri. În această fază nu sunt dispus să facem compromisuri de această natură și nici nu văd cu ce ne-ar ajuta. Este clar că oamenii care nu vor să fie în echipa noastră, mai devreme sau mai târziu pleacă. Cu fiecare s-a vorbit să nu înțelegem că ei sunt izolați din capul locului. Mulți au fost convinși că e mai bine să rămână, dar alții au fost convinși ei pentru ei sau au fost convinși din afară să plece și au plecat. A, deci ar fi fost uh, potențial numărul mai mare, dar unii i -ați convins, pe unii i-ați convins să rămână. Da, așa este. Ajungem un pic și la moțiunea de cenzură pe care ați anunțat că o veți depune. Bănuiesc că știți și dumneavoastră că șansele sunt extrem de mici să treacă o moțiune în condițiile în care mai aveți nevoie de aproape 100 de voturi pentru a trece o moțiune. Vă întreb, uh, moțiunea este pe tema uh, ordonanței de urgență privind uh, uh, traseismul politic, dumneavoastră ați mai reclamat încălcări? Nu, ale moțiunea, principiului? moțiunea va fi pe comportamentul PSD-ului care încurajează frauda electorală. Aceasta este tema. Dacă ar fi fost doar migrația sau traseismul politic, ar fi fost uh, relativ puțin și vă spun trei, uh, trei lucruri care ne îngrijorează foarte, foarte tare. A fost odată ordonanța 45, care, care a fost și a, atacată de mine în instanță și se va judeca la Curtea Constituțională. Dat termen. Încă nu s-a dat termen, dar sper să primim. Acum este prima săptămână în care lucrează Curtea Constituțională și cred că va da un termen. Este primul act care ne-a dat foarte mult de gândit, fiindcă așa cum este gândit el, va avantaja ceea ce se numește turismul electoral. Adică, Suntem... concret, cum îl afectează pe alegătorul? Concret, luponesc? este foarte simplu, dacă se aplică ordonanța 45, să avem voturi multiple fără să avem realmente posibilitatea să verificăm aceste lucruri. S-a simplificat procedura prin care se poate vota în altă parte decât la domiciliu. Și noi bănuim că este făcută pentru a permite turismul electoral, adică grupuri organizate de susținători să meargă din secție în secție, să voteze și uh, controlul ar fi foarte dificil, fiindcă acest vot nu se face la secții speciale sau în condiții speciale, ci pur și simplu pe declarație, pe proprie răspundere, lucru care nu ne dă această îngrijorare. De aceea am atacat această ordonanță. A venit a doua fază, cea cu traseismul politic și, în paranteză fie spus, lucru curios. Guvernul a dat ordonanță de urgență joia trecută, acum este marți și încă nu este publicată. Deci mă întreb unde a fost urgența, 1. 2. Dacă nu a fost publicată, ce se întâmplă acolo în guvern? Este o nebuloasă și iarăși noi bănuim că lucrurile nu sunt foarte curate acolo. Este ad, ad, al doilea act normativ care este gândit pentru influențarea alegerilor. Este clar că acești primari vor fi atrași prin promisiuni de alocări de fonduri. Este clar că, în fond, avem aici de-a face cu influențarea unor politicieni relevanți pentru a vota PSD. Nu are rost să căutăm altă explicație. Și, în fine. Ieri am avut al treilea semnal foarte, foarte îngrijorător și încă nici nu s-a vorbit despre asta foarte mult. PSD-ul refuză să pună în aplicare o decizie a Curții Constituționale. Există o decizie a Curții Constituționale care constată că la Curtea de Contur a României au fost numiți doi consilieri neconstituțional. Ei, iată, nu o să vă vină să credeți, PSD-ul refuză să supună la vot în Parlament revocarea celor doi și nominalizarea altor doi, deci este călcată în picioare, cum s-ar spune, separarea puterilor în stat. Curtea Constituțională constată că numirea este neconstituțională, PSD-ul pur și simplu refuză să supună la vot în Parlament, așa cum prevede legea această chestiune. Iată că într-un timp record, PSD-ul arată clar că dorește să îndoaie legislația în așa fel încât să creeze un avantaj net pentru propriul candidat, lucru care este fundamental greșit și contravine normelor electorale și normelor democratice. Bun, și atunci totuși dumneavoastră reclamați aceste lucruri, dar moțiunea practic nu poate da jos guvernul. O moțiune adică folosiți de cenzură, de moțiune și pentru a atrage atenția publicului asupra acestor lucruri. O moțiune de cenzură este un instrument foarte puternic la îndemâna opoziției. Este clar că <coughs> în, în ultima instanță moțiunea de cenzură poate fi folosită pentru a înlătura guvernul, dar instrumentul numit moțiune de cenzură este folosit peste tot în lume, nu doar pentru a da jos guvernul, ci și pentru a provoca o discuție amplă în Parlament, pentru a atrage atenția asupra ineficienței guvernului, de exemplu, sau încălcarea normelor democratice, exact lucru pe care vrem noi să-l facem. Noi vrem să arătăm că acest guvern, această majoritate, încalcă normele democratice și creează premisele unei fraude la alegeri. Acesta este lucrul pe care vrem să-l arătăm. Iar moțiunea de cenzură este instrumentul parlamentar cel mai bun pentru a arăta așa ceva. Sigur, este posibil ca până atunci când se discută să avem chiar mult mai multe voturi decât putem să numărăm în curtea noastră, cum s-ar spune, și atunci... Să fie a... voturi de la PSD. Să deci... fie voturi de la alte grupuri decât ale noastre, PNL, PDL, deci Alianța creștin liberale. UDMR? Nu s-a discutat încă cu alte formațiuni. Da, Noi acum suntem în faza în care vrem să vedem cum evoluează lucrurile. Credem că dacă Curtea Constituțională dezbate repede Ordonanța 45, vom avea un indiciu despre cum vede și Curtea Constituțională și vom putea să construim mai bine argumentația pentru ordonanța de urgență, pentru, pentru moțiunea de cenzură pe această ordonanță de urgență. Am înțeles, deci vă așteptați ca judecătorii să se pronunțe rapid, apoi dumneavoastră înțeleg că veți depune textul. Este o variantă, ține sigur și de modul în care uh, se acordă termen la Curtea Constituțională. Dacă veți ajunge președinte, veți fi obligat să ne negociați o, o majoritate, poate inclusiv cu DMR. Ar presupune asta și acceptarea proiectului de, de autonomie propus de, de această formațiune? <laughs> nu, asta nu înseamnă cum de fapt nu președintele negocează neapărat majorități, președintele trebuie să ia act de anumite majorități, lucru care nu s-a întâmplat în 2009, fi fiindcă atunci în Parlament se negocease o majoritate, ea a fost stabilă, a fost dovedită prin vot. Rolul președintelui este să aibă o discuție, o negociere sau o consultare foarte, foarte serioasă cu partidele politice. Ceea ce s-a întâmplat de multe ori a fost o consultare pur formală pentru a îndeplini litera Constituției și nu a fost o consultare reală pentru găsirea cele mai bune soluții. Atunci când voi fi eu președintele României, aceste consultări vor fi umplute de conținut pentru a găsi realmente cea mai bună soluție de rezolvare pentru guvern. Dar ce părere aveți despre proiectul de mere? Este un proiect care nu cred că are foarte multe șanse. Ar trebui modificată Constituția. Eu cred că în acest punct nu trebuie modificată Constituția. Credeți că în alte puncte ar trebui modificată da, Constituția? Da, Constituția este uh, o construcție a anilor 90, uh, a fost amendată în câteva puncte, dar cred că este realmente nevoie de o discuție foarte, foarte largă pe uh, revizuirea Constituției și sunt convins că putem să găsim uh, un consens pentru a îmbunătăți lucrurile acolo unde se impun uh, Concret, ele îmbunătățite. unde credeți că ar trebui un blat? Concret, această discuție depășește cu mult cadrul unui interviu radiofonic. Avem însă o comisie, ea este condusă de crin Antonescu, abia așteapt, aștept să se readune această comisie, să reia discuțiile și să vedem cum continuăm revizuirea Constituției. S-a lucrat deja, s-a lucrat aproximativ un an de zile și foarte multe din lucrurile care s-au spus acolo sunt bune. Unele, sigur, vor trebui rediscutate, dar în ansamblu Constituția trebuie să fie adusă la nivelul secolului 21. Vă întreb altfel, ce nu trebuie schimbat? Ce nu trebuie modificat din actuala Constituție? Nu se negociază. Nu, nu intrăm acum pe o discuție pe articole sau pe, pe anumite chestiuni care trebuie sau nu trebuie discutate. Discuția este una foarte amplă și voi avea grijă să existe discuții destul de largi pe această temă și atunci vom găsi o formă comună mult mai bună. Pentru că este trecut deși jumate, vreau să trecem și la uh, temă de, de politică externă. Um, vă întreb, sunt curioasă să aflu dacă știți care este mandatul României la summitul NATO, care începe joi. Asta vom vedea după rezultate. Nu este uh, o tema opoziției uh, cu ce merge reprezentantul României acolo, dar uh, Sper să avem uh, o reprezentare suficient de puternică pentru a uh, concretiza cât de mult se poate, de exemplu, ca în România să fie amplasată sau extinsă o bază NATO. Ar fi un lucru foarte bun pentru noi. Știți probabil că președintele a cerut pe la un moment dat, a avut o poziție categorie susținând că armata ucraineană ar trebui chiar să primească, să fie sprijinită militar cu, cu, echipamente de țările NATO și ale Uniunii Europene. În același timp sunt țări mai rezervate, cum ar fi chiar Germania, care spun că și dacă ne limităm doar la sancțiuni economice, trebuie să ținem cont că va afecta, sancțiunile vor afecta economiile. Da, aceste lucruri toate vor fi discutate în uh, 4-5 septembrie și cred că este uh, foarte bine să lăsăm discuțiile acolo unde se va lua și decizia. În astfel de teme sensibile, cred că este bine să lăsăm decidenții să discute, să decidă și după aia să putem discuta ce urmări va avea, de exemplu, pentru România, concluzia care se trage acolo. Președintele României este responsabil de politica externă. Care ar credeți că ar trebui să fie linia... Președinte, viitorului președinte al României. Linea președintelui în aceste teme deosebit de sensibile trebuie să fie una foarte foarte clară. Trebuie să fie 100%, sută sută, trebuie să fie 100% sută, sută sută în acord cu partenerii noștri. Cu Statele Unite, cu NATO și cu Uniunea Europeană. De aceea este bine să nu avem prea multe discuții pe niște chestiuni care trebuie armonizate foarte, foarte bine cu partenerii noștri și sunt convins că, indiferent dacă uh, vom avea o reprezentare acum prin președintele Băsescu sau ulterior prin mine, vom găsi căi foarte bune pentru a sprijini evoluția României. Aceste parteneriate cu Statele Unite, parteneriatul strategic, partea noastră în NATO, Rolul nostru în Uniunea, Uniunea Europeană sunt cei trei piloni pe care se sprijină viitorul și securitatea României. Trebuie să ne îngrijim ca acești pilon să devină din ce în ce mai puternici și atunci avem garantată securitatea României, chiar aici, în flancul estic, unde lucrurile devin din ce în ce mai complicate. Cu permisiunea dumneavoastră, ultimele întrebări tocmai. Ascultătorii vă cunosc poate mai puțin. Aș vrea să spun că ați primit de-a lungul ultimilor ani nu mai puțin de 10 decorații din partea mai multor state, inclusiv Ordinul Steaua României. Ați primit și din partea Germaniei de curând o decorație. Pot să vă întreb pentru ce? <sus> din partea Germaniei am primit o decorație foarte înaltă, Curcea Federală Cea mai înaltă de gradul I. Pentru rolul meu în consolidarea relațiilor româno-germane am fost foarte onorat și cred că este un semnal bun nu numai pentru mine, fiindcă nu am luat-o doar în nume personal, ci și pentru minoritatea germană care realmente de multă, multă vreme se implică efectiv pentru îmbunătățirea relațiilor româno-germane și va continua în acest fel. Când ați decis să candidați, v-ați consultat și cu parteneri din Germania? <laughs> nu, când am decis să candidez, m-am consultat cu colegii din partid. Vă cunoașteți cu doamna Angela Merkel, înțeleg? Da, ne cunoaște. Comunicați? Comunicăm așa cum se așteaptă instituțional să comunicăm. O ultimă întrebare, când ați vorbit ultima oară, dacă îmi permiteți? <laughs> cu ocazia ultimei vizite de stat Asta întâmplându-se, Asta întâmplându-se în 2011. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit la interviul Europa FM, vă mai așteptăm și succes! Mulțumesc mult!